Percheziții de amploare astăzi în 24 de județe, inclusiv Hunedoara, într-un dosar de producere și comercializare a unor dispozitive de vapat. Potrivit procurorilor DIICOT, începând din 2022, mai multe persoane care sunt angajate sau controlează două societăți comerciale de pe rasa județului Iași au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop importul, exportul, producerea, fabricarea și alte operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Multe dintre aceste dispozitive au ajuns și în mâinile minorilor, iar substanțele sintetice consumate le pun viața în pericol. 42 de persoane au fost conduse la audieri. 121 de percheziții au fost efectuate astăzi, inclusiv în județul Hunedoara, la 28 de societăți care produc și comercializează la liber produse de vapat, care au în compoziție derivați din plante de cannabis și, prin urmare, au efect psihoactiv, dar și sub forma unor geleuri, prăjituri ori drajeuri. În urma investigațiilor s-a relevat o creștere exponențială în rândul tinerilor a consumului de produse de tip vapat. O parte dintre aceste produse au în componență un produs chimic ce are capacitatea de a produce efecte psihoactive, precum stări de euforie, halucinații și chiar probleme medicale temporare, asemănătoare consumului de cannabis și comparabile celor induse de consumul noilor substanțe psihoactive, denumite generic etnobotanice. De asemenea, s-a stabilit faptul că minorii au acces la aceste substanțe care le pun în pericol viața, iar persoanele care vând astfel de produse, deși cunosc efectele pe care le au substanțele din compoziția lor, le comercializează fără nicio restricție, inclusiv minorilor. În urma perchezițiilor, 42 de persoane, inclusiv din județul Hunedoara, au fost conduse la audieri.